Mă bucur să vă cunosc, domn profesor Marin Popescu, inspectorul școlar general al județului Timiș, partenerul nostru de caravană, cel puțin din modulul pe care noi îl vom desfășura împreună din septembrie. Dacă o să-mi permiteți, o să vreau și pentru cine ne ascultă și pentru noi să facem așa un mic rezumat a proiectului nostru, ce s-a întâmplat din 2019 până astăzi, dacă îmi permiteți. În 2019, pe 4 septembrie, lansam împreună cu partenerii noștri din acel moment, inclusiv cu reprezentantul instituției noastre, cu domnul Constantin Osain, și cu Consiliul Județean, cu marii campioni care deveneau în acel moment ambasadorii proiectului nostru, lansam Caravana Educației în județul Timiș. În acest an am reușit să implementăm următoarele produse de manifestare. Campania Școală și Sport se poate, da, se poate, identificarea primei serii de 12 elevi sportivi de excepție, care au meritat deosebit atât la școală cât și în sport, gala de premieră Excelența Bănățeană, în cadrul cărei am oferit 35 de trofee de cristal personalităților sportului timișan și nu numai, și am editat și am pregătit și astăzi intră în tipar ediția județului Timiș a revistei Născut pentru Sport, care va avea 108 pagini și pe care o vom lansa împreună pe 10 septembrie la Muzeul Satului și în 11.000 de exemplare vor ajunge la 11.000 de elevi timișeni în cadrul unor acțiuni frumoase de empatizare cu marii campioni numite ASM Proful Tău de Sport, unde sunt convinsă că vom face o echipă frumoasă și cât mai mulți copii vor beneficia de această vizită, independent de rigorile pe care trebuie să le de care trebuie să ținem cont legate de pandemie. Cam asta se întâmplă, da, și sper să vă miște inima ceea ce facem noi și să încercăm atât cât vom putea să interacționăm cu copiii personal și să primească cu autografe revista, că de fapt asta ne și propunem. Da, eu vă felicit pentru proiect. Aș spune că se pliază undeva pe strategia mea personală și a instituției pe care o reprezint în această funcție și se pliază în sensul în care sportul e o prioritate pentru mine și ar trebui să creionez în perspectiva strategiei și o prioritate pentru unitățile de învățământ din primul universitar. Ca factor de educație, vă referi. Ca factor de educație, evident, și nu cred că e rău să vă spun faptul că ne lipsesc modelele și modelele cele mai apropiate de elevi și de noi sunt cele de sport. Pentru că sportul înseamnă libertate, înseamnă responsabilitate, înseamnă spirit de echipă, înseamnă reguli, înseamnă a fi atent cu celălalt, a fi atent la ceilalți, a fi atent cu tine și a te respecta. Și în această perspectivă, sigur că sportul poate să aducă plus valoare sistemului de învățământ preuniversitar și poate ar trebui să prioritizăm. Prea mult sistemul de învățământ preuniversitar este văzut prin prisma examenelor naționale. Analizăm sistemul de învățământ preuniversitar din prisma examenelor naționale și nu analizăm din perspectiva unor lucruri care pot fi dezvoltate în timp, evident, legate de alte tipuri de competențe. Așa este. Și anume cele de a lucra în echipă, de a fi empatic, de a înțelege pe ceilalți, de a fi responsabil. Și să știți că tot timpul, chiar am văzut și la marile competiții, mesajele care transmit din sport au un efect extraordinar. Fabulos, aș putea spune, pentru că, în definitiv, vrem totul pornește la joacă. Și sportul pune de la o joacă și, cu siguranță, sportul e îmbrățișat de copii de la cele mai mici și vârste până la cele mai... cei mai în vârstă ca și an, pentru că și vârsta este o stare de spirit. În această perspectivă, sigur că revenind sportul este un lucru important pentru istoria pe care o reprezint și vă mulțumesc foarte mult pentru că definitiv mi-ați întins o mână și cred că se potrivește foarte bine pe spiritul instituției pe care o reprezint, pe spiritul unităților de învățământ și spuneam și mai devreme faptul că nouă ne lipsește a crea acele mase critice care să genereze o mișcare. Important este cultul mișcării, pentru că, evident, putem să educăm și cu siguranță putem să facem acest lucru, să educăm copiii prin sport. Dacă generăm o mișcare sportivă la nivelul județului Timiș, cu siguranță vom genera plus valoare pentru atât pentru unitățile de învățământ, cât și pentru familii, cât și pentru comunitățile de care aparțin. Evident că mișcarea sportivă nu se poate dezvolta decât în parteneriat.
trebuie să creăm acel networking, acea rețea care să susțină sportul pe orice pariu ar fi el. Și după cum constatați, în spatele meu se găsește un cadou foarte frumos de la președintele Federației. L-am remarcat și chiar am vrut să vă întreb. Nu e cumva semnat de către domnul președinte și de prietenii noștri și ambasadorii noștri? În lotul național și mă bucur foarte mult pentru că mi-aduc cu bucurie aminte. Eu fiind absolvent al facultății de fizică, stăteam undeva în anii 1987 împreună cu componenții lotului de rugby al Universității de Vest din Timișoara. Aveam o echipă foarte puternică atunci care se bătea de la egal la egal și a devenit și campion, mi-aduc aminte, undeva în 88 sau da, 88 cu marele forțe din București, pentru că rivalitatea București-provincie este bine cunoscută. Dar e de pozitivă pentru că naște prietenii, naște valoare și asta este un lucru... Spiritul rugbiștilor e unul aparte, asta știm foarte bine. Asta am și spus domnului Petrache, faptul că îi admiram pentru determinarea care era un teren și în același timp dădeau și un sentiment de teamă. Cumva asta e lângă un rugbist care era foarte bine construit fizic, dar în același timp avea o bunătate din perspectiva aceasta umană și a sprijinului și a implicării. Era ceva fabulos. Ei s-au implicat tot timpul și în foarte multe campanii, inclusiv a noastră. Noi am debarat pe perioada pandemiei o campanie inedită, s-a numit Campionii strâng rândurile, cea mai mare campanie umanitară a sportului românesc pentru Spitalul de Copii Marie Curie. Am avut zeci de sportivi de mare nume, de mare notorietate, Ana Maria Popescu Brânză, Mihai Leu, Alin Petrache și nu numai, în care au licitat pe Facebook bucățile lor de suflet. De exemplu, Aliza Samara a licitat pe Facebook prima ei medalie de campion național când avea 8 ani. Și toți bănuții care am strâns peste 60-70 de mii de lei am donat pentru materiale de protecție Spitalului pentru Copii. Și Alin Petrache a fost alături de noi din prima clipă, fără să pregete. Avem aici o vedetă locală pe care sper să beneficieze de vizitele în școli cât vom putea mai mult de la Ruibii, pe domnul Căpățână. Da, este exact. De rugby RCM. Da, el este unul dintre idolii din revista aceasta dedicată în prima ediție a județului Timiș. Îl cunosc nu foarte bine, dar de bine pentru că eu participam și acum să vedem când începe gamut, participam la toate meciurile de rugby ale echipei noastre favorite, pentru că de ani de zile n-am mai avut performanță în sport decât prin echipa de rugby la nivel înalt și ne-a bucurat foarte mult faptul că avem o echipă fanion, o echipă care reprezenta și România la competițiile internaționale și ne-a bucurat foarte mult și suntem bucuroși și mândri de echipa pe care am avut-o. Cu siguranță campionatul se lua într-un alt context, nu știm deocamdată, dar important este că am apreciat foarte mult faptul că aveam nevoie de modele. Așa este. Erau modele și în comunitatea în care studențeasă, în care trăiam zi de zi pe vremea când noi eram la facultate și în această perspectivă cred că la nivelul comunității locale lipsesc modelele în sport. Și repet, evenimentele pe care dumneavoastră le realizați, proiectul pe care dumneavoastră realizați, activitățile din proiect, tocmai acest lucru generează valorile transmise de modele care și-au dedicat viața unei valori, unui sentiment, au crezut în steaua lor și iată visul i-a împlinit și probabil că aceste lucruri ar trebui împărtășite tinerilor, pentru că și acum, sigur, contextul este delicat. Toată lumea vorbește de scenarii la debutul anului școlar următor, cum vom începe școala, toată lumea se îndreaptă spre zona de online, calculatorul... Să dea Dumnezeu să nu fie doar așa, integral. Să nu fie așa și eu sunt puțin spartan, dacă pot să numesc așa, în zona educației, în sensul că mi-aș dori să elevii să fie față în față cu profesorii pe sensațarea fizică, dar în același timp trebuie să gândim și la o filozofie și asta ține de filozofia legată de sănătatea și securitatea comunităților. Dar o să trecem cu bine și peste acest Mi-ați lucru. Atins cel mai sensibil punct, pentru că aici ne simțim noi cu proiectul nostru un pic vulnerabil și aici sper din tot sufletul să faceți cu adevărat o echipă cu noi, respectând și fiind noi la rândul nostru model de a putea face educație sanitară populației, dar totuși să luptăm împotriva unei posibile situații care se poate instala. N-aș vrea cu această pandemie iară să se îndrepte copilul doar să stea în fața calculatorului. Acum am plus și pe
pentru lecții, nu numai pentru divertisment, și iară sedentarismul ăla absolut cumplit să se instaleze. Motiv pentru care eu aș vrea să ne considerăm ca la un război, între ghilimele spus, împotriva sedentarismului, și proiectul nostru, indiferent cât de inedit va fi manifestat, mă refer la întâlnirea copiilor și elevilor cu mari campioni și primirea revistei în mod personal, să găsim niște scenarii posibile în care într-adevăr respectăm și regulile, nu riscăm nimic, dar în același timp și copilul se poate bucura de prezența unui campion, unui sportiv de excepție și a unor demonstrații sportive. Sper aici să putem împreună cu toți directorii de școală, cu profesorii de sport, cu noastră ca inspector, cu partenerii noștri, primăriile și Consiliul Județean, să încercăm să ajungă aceste 11.000 de exemplare pe viu la copil. Că așa este simplu să facem o distribuție, dar nu ne atingem scopul pentru care noi facem această educație. Vă dau un exemplu. În județul Mureș, caravana anterioară pe care noi am realizat-o în perioada 2017-2018, în zecile de școli unde am fost și am distribuit peste 16.000 de exemplare acolo din revistă, am rugat pe colegii noastre de la Inspectoratul Școlar din acel județ să ne facă o diseminare, să vorbească cu profesorii de educație fizică și sport din școlile în care am trecut, câți copii au empatizat în asemenea mod cu acea oră specială de sport, cu campionul, dacă s-a apucat de acel sport. Și avem zeci de copii care s-au apucat de sport după vizita noastră. Nu înseamnă mult, înseamnă puțin poate, dar înseamnă niște destine făcute. Și educația și cultura sportivă, după părerea mea, sunt foarte importante, la fel și ca și practicarea unui sport. Aveți dreptate. Aș vrea să vă asigur de pe acum de sprijinul meu personal și pe care le prezint și mai mult decât atât, aș vrea să vă asigur de prezența mea la aceste evenimente și cu siguranță evenimentele vor avea loc în toate localitățile. Atât cum vom putea, cu numărul de copii, exact. Ministerul Sănătății sau de către instituțiile abilitate, dar cu siguranță vor avea loc și vor fi nu online și cu siguranță vor fizic. Am gândit și la acest scenariu, dar îl urăsc din toți rărunchii mei, sincer vă spun. Eu l-aș exclude din această perspectivă, pentru că orice am zice, da, trebuie să circulăm și nu cred că asta este singura soluție, este să stăm în casă, pentru că revenim puțin la ceea ce înseamnă zona online, va schimba și comportamente. Și sigur că da. Tocmai ne dorim comportamente să fie unele sănătoase. Comportamente sănătoase este dat de un sport. Dar ispitele internetului sunt foarte mari și mi-e groază copilul atâtea ore și singur când părintele la muncă stă singur în față, cine știe ce mai accesează și pe unde mai bânduie, ca să zic așa, și umple capul cu prostii. Perspectiva educației față în față este una relevantă pentru comportamente. Eu cred că acesta este și rolul educației, de a discuta și a fi empatic cu elevul, a discuta față în față cu el, pentru că vrem, nu vrem, avem nevoie să empatizăm, avem nevoie să ne întâlnim, să socializăm, să discutăm. E un alt tip de vibrație emoțională din perspectiva umană și cred că acest lucru, sigur, ne lipsește în... Încă ne lipsește, pentru că nu suntem, contextul este unul delicat și încă nu suntem în situația în care să devenim iară față în față. Dacă îmi permiteți, memoria mea afectivă mi-a adus în atenție, chiar acum așa ca un flash, un învățătorul pe care l-am avut eu în școală, când ne mai dădea și nouă câte o mică lucrărică să scriem, câte o compunere, ceva atunci în clasă, avea un obicei ca să ne dea o determinare și o stare pozitivă, nu tensiunea aceea de examen, de copil de clasa a doua, a treia sau a patra sau a cincea, ne punea și pe noi să scriem câteva propoziții, cum de-abia învățam să scriem. Avea obiceiul să meargă printre rândul să ne mângâie pe păr, în ideea în care totul e sub control, am încredere în tine, știu că știi, și lipsește acea mângâiere pe păr a pedagogului tău, dacă o luăm ca simbol acum și ca metaforă. Empatia și chimia care se leagă între profesori degeaba, îmi spune, și scârțâitul la decretă pe tablă sunt lucruri esențiale. Oricât le-ai face de pe online, se pierde toată vraja asta formidabilă. Cele mai mari rezultate ale copiilor s-au creat prin magia creată între profesori și copii. Da, încă o dată aș vrea să revin și vă mulțumesc pentru faptul că iată și un ecart al inechității dintre urban și rural este nu mai spunem asta. Este undeva diminuat aici, pentru că sportul nu ține cont de condiția materială pe care o ai, nu ține așa cont este de mediul din care vii, ci acolo pe terenul de sport, acolo când ești cu mingea la mână sau la picior, cu siguranță gândești din perspectiva
colegului tău de echipă sau a adversarului și proiectul este unul extraordinar pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea cultului mișcării în județul Timiș și educație prin sport pentru toți membrii comunității. Mai ales să nu uităm un lucru, zona rurală este, aș putea spune, vitregită și din perspectiva infrastructurii. Sigur, putem să spunem că în zona rurală există suficient teren astfel încât copiii să... S-au mai făcut eforturi, am observat și la partenerii care avem, s-au făcut ceva investiții în bazele sportive. E adevărat, cel puțin în județul Timiș s-au făcut, dar undeva la centrele de comună, dacă pot să numesc așa, în zona rurală mai îndepărtată sau undeva unde localitățile nu au astfel de perspectivă de dezvoltare, lucrurile stau altfel, dar asta nu împiedică pe copii și pe profesori să facă sport. Avem nevoie de proiectul dumneavoastră pentru că ne sprijină în a crea masă critică. O masă critică să genereze plus valoare și cu siguranță în momentul când ai intrat în această masă critică nu ai cum să mai ieși decât... Mai ales în contextul actual unde tendința este să se închidă copilul iar în universul lui, ceea ce e foarte periculos. Eu conștientizez foarte bine acele ore când el e singur acasă, majoritatea sau cu o bunică sau cu o bonă și părintele la muncă, ideea în care rămâne pe varianta online, mă refer, orele alea când el era la școală și oricum avea concentrarea lui la școală, se concentra pe orele de la școală. Ce se întâmplă cu copilul la care tălăguiește de nebun pe online, pe toate prostiile și toate tâmpenile? E foarte periculos. Sau deschide ușa și pleacă cine știe pe unde și umblă iurea. Asta ar trebui să se gândească și la nivel de conducere a acestei țări, să nu mai îmbrățișeze varianta online cu atâta seninătate. Riscurile acestui, așa zis, ce simplu e să spui școală online, dar ce se întâmplă în cotidianul, din casele oamenilor, în acele ore când el trebuia să fie la școală, cine și-a asumat acest lucru? Iertați-mă că sunt un pic vehement aici, dar e un studiu psihologic care se poate pierde controlul și pe educație și pe infracționalitate și pe multe alte lucruri. Decât faptul că ne punem o mască, ne ștergem bine și dezinfectați copiii pe piciorușe cu preșuri igienizate, mai degrabă riscăm să-i aducem la școală decât să o ia razna și să facă prostii. Aveți dreptate. Concluzii. Sigur, toți avem foarte multe răspunsuri la întrebări, dar nimeni nu deține răspunsurile la toate problemele din Dar să se pună într-o balanță reală de riscuri. Aveți dreptate, numai că în România și în general se fac o analiză a sistemului de învățământ preuniversitar, mai ales în România și în general în zonele urbane, mai ales am ajuns în situația în care părinții fac regulile școlii și ca atare presiunea pusă de către părinți vis-a-vis să se facă online, părinții au vrut asta? Nu cred așa ceva. Majoritatea vor online pentru că se gândesc la sănătatea copiilor lor. Cealaltă majoritate, să zicem, dacă vă spunească, este legat de faptul că ar sta acasă, ar dori să stea acasă copiii, dar perspectiva locului de muncă e relevantă și importantă pentru ei și în această perspectivă și ar dori să-i ducă la școală. Deci undeva lucrurile sunt împărțite. Societatea s-a rupt în două și tabere și tabere, lucru care nu e ok nici asta. Că România e ruptă, deci sunt tabere și tabere, lucru care este și plus și foarte multă dezinformare. Hai să fim serioși. Da, probabil că ar trebui să discutăm puțin și despre zona asta de modalitatea în care selectezi informația, pentru că ar trebui să cultivăm și acest lucru. Să știm de unde luăm informația, ce înseamnă o știre falsă, o știre care ne poate duce în altceva. Facem workshop-uri pentru așa ceva. Dar trebuie să așa cum facem cu sportul de la vârstă fragedă, trebuie să facem și cu tipul de informație care obținem de la vârstă fragedă. Pentru că în momentul în care eu știu de unde să-mi iau informația, cu siguranță am un alt feedback dintr-o perspectivă a deciziei pe care eu o iau. Adică iau o decizie, dar să o iau informat. Exact ca și acolo când discutăm despre consumul de droguri, de exemplu. Da, ok, uite, drogul nu se face bine, este o problemă și așa mai departe, uite, se întâmplă reacțiile astea în organism, te informăm. Dar decizia ți-a pacient, dar să o iei informat, asta este important. Dar atât timp cât informația, cum a zis dumneavoastră, nu este cea mai bună, nu este cea mai potrivită, este undeva manipulată, cu siguranță ne dă o altă traiectorie. Și atunci trebuie să revenim cumva la echilibru din perspectiva asta, dar este delicat atunci când ai un partener părinte care ți-l dorești să fie aproape de școală, dar care să respecte școala și nu să-i impună reguli școlii. Eu vreau să vă fac o propunere de a întări un pic momentul nostru și a putea sluji și noi prin mesajele pe care le aducem prin influencerii noștri, pentru că mari campioni și antrenori și președinți de cluburi cu care noi vom merge în mesajele din școli sunt niște influenceri până la urmă. Noi am vrea să cuplăm mesajul nostru și vă și devolez acum sloganul campaniei noastre permanente, spune așa:
Eu sunt născut pentru sport, iar voi trimiteți copiii la sport. Asta va fi sloganul pe care de fiecare dată în toate întâlnirile cu copiii va fi rostit ca în cor de către toată lumea. Am vrea să întărim și cu un mesaj de educație sanitară către copii și să încercăm și pe această cale să le mai transmitem, ei fiind foarte atenți atunci când le vorbește un idol, să dublăm și cu aceste mesaje comune și pe momentul pe care îl trăim. Da, frumos. E important ce mi-a zis. Apropo de pandemie, dacă ne-a învățat ceva pandemia, cu siguranță ne-a învățat să ne spunem pe mâini. Și nu vorbesc neapărat de noi cei care suntem aici, dar cu siguranță vorbesc de la cel mai mic la cel mai mare sau de indiferent de mediul în care ne aflăm. Și spațiile publice se igienizează mai bine, lucru care de câștig. Poate și o criză înseamnă oportunitate în același timp. Poate oportunitatea asta oferită dintr-o perspectivă a ceea ce înseamnă o școală igienizată, o școală curată, o școală sportivă, în definitiv și la urma urmei. Ați atins un subiect delicat. V-ați făcut un inventar, cum stați cu școlile, dacă în ideea în care se începe școala în mod real, cum sunteți în județ? Da, suntem chiar în momentul ăsta facem un inventar la spațiilor de învățământ, la nivelul unităților de învățământ. Și ce rigori veți stabili de igienizare efective? Acestea sunt impuse undeva, dacă pot să numesc, de ordinele comune ale celor două ministeri, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, dar vreau să spun că în județul Timiș, în zona rurală cel puțin, se poate face școală față în față. Okay. Adică există infrastructura fizică, mai puțin cea informatică, care încă nu este la dispoziție, dar fizică există, a distanța, a păstra elevii și profesorii la distanță fizică unii față de alții. În cancelarie vă referiți? Nu, mă refer la sălile de clasă, adică sunt suficiente sălile de clasă astfel încât să păsteze distanța, să împartă clasa în două, dar în același care timp. Care va fi ritualul, practic? N-aș vrea să-mi repetați. La intrarea în școală, ce se va întâmpla? Există o întreagă procedură până la predarea predarea lecției de către acces profesor. În școală, cum va fi marcat ca igienizare? În prima etapă școala și-a creat circuite de intrare-ieșire. Deci e clar că pe ușa pe care intri nu mai ieși. Deci așa, interesant. Intri pe ușă și ieși pe alta. Ok. Circuitele sunt create chiar la nivelul coridorului, adică se păstrează ca la drumurile publice, în sensul de circulație. Se merge pe un sens, iasă pe cealaltă, se păstrează distanța între elevi. Ultimul în clasă intră primul elev, este ultimul din deci din ultima bancă intră primul în clasă. Interesant. Astfel încât la ieșire să nu se păzească distanța, să iasă primul și la fel și la ieșirea, intrarea. Dar igienizarea la intrare efectiv în ce va consta? Înseamnă preluarea unei măști, dezinfectant la... Le dați la școală mască? Toate unitățile de învățământ vor avea mască de protecție. Zilnic? Zilnic. Așa. Două măști, una la intrare, una la ieșire din școală. Deci se termină după 3 ore, să zicem, sau 4 ore se termină ziua de studiu. Okay. Primește o mască și merg către casă. Și cu preșuleț dezinfectant la intrare. Preșuleț dezinfectant la intrare, dezinfectant pe mâini. Dezinfecta la nivelul unității la nivelul clasei. Deci în sala de clasă va exista dezinfectant atât la intrare cât și la ieșire. Okay. Nu mai vorbim de zona de toalete. În clasă se va sta cu mască? În clasă se va sta cu mască. La ore? La ore, cu geamurile deschise. Limita posibilităților. Da. Sunt situații în care un elev nu poate să stea și în această perspectivă poate să-și dea masca jos. Da. Pauzele vor fi decalate, în sensul în care nu toate clasele iasă în același timp. Okay. Vor ieși în curtea școlii. Cât mai pot să iasă în curte. Pot să iasă, sigur, vremea e accesibilă. În recreație se stă cu mască? Nu, se stă fără mască. Okay. La intrarea în unitatea de învățământ se dezinfectează mâinile, se trece iară prin același. Pot copiii relaționa între ei? Să se îmbrățișeze? Nu, să se ia în brațe? Nu pot să ia în brațe, pot să vorbească liniștiți, în aer. Cum se va face supravegherea asta, sincer? În zona de infrastructură, în zona rurală unde avem infrastructură, este posibil acest lucru, pentru că și numărul copiilor este mai mic. Adică vorbim de... La recreație va sta un zbir pe capul lor să-i fluiere, că n-au voie să se apropie unul de altul, că e absurd. Știți ce e interesant? Că în zona învățământului, mai ales universitar rural, cuvântul profesorului este foarte important. Paradoxal spune că sunt suspecte regulile. Să știți că elevii din zona rurală, din gimnaziu, sunt disciplinați. Am observat și noi asta. Un respect care vine din familie față de
de profesor, față de școală. Am văzut cu câtă atenție urmăresc acțiunile noastre. Bravo, de exact. Când la ce, cum te apropiam de capitala unui județ, cum deja exact. Obrăznicia era ea în floare. Iertați-mă că zic. Bravo. Așa asta este. Asta provine și din familie, pentru că trebuie să recunoaște primii 7 ani de acasă, dintr-o perspectivă educației, primești în familie și respectul față de școală este dat în familie. Atât timp cât vorbești școala de rău în familie, nu o să ai pretenții ca propriul copil să respecte școala. Cabinetul medical, probabil că va trebui o zonă de... Nu toate unitățile învățământ. Așa, dar va trebui poate acum în cazul acesta. Există la intrarea în școală un triaj epidemiologic, în sensul în care se ia temperatura înainte de a primi mască sau a trece pe așa, că asta n-ați menționat. Temperatura. Este întrebat copilul dacă tușește, dacă a avut temperatura acasă, dacă doare gâtul. E un set de întrebări pe care medicul specializat, medic, personal medical... Neapărat trebuie să fie. Dacă îmi permiteți, am și eu o sugestie, poate v-ați și gândit, dar acum o spun și eu personal. Poate că n-ar strica în debutul școlilor să faceți în prima perioadă cât mai multe ședințe cu părinții în care să le explicați aceste lucruri, să nu trimită copilul la școală când știe că a avut febră. Că pietul copil, degeaba zice, am avut febră ieri, dar iată că mama m-a trimis la școală astăzi, el n-are responsabilitate. Adică să vă spun că s-ar putea să întâmpină o problemă. Și la asta avem soluție cu siguranță, pentru că va fi un ghid sau o procedură pentru acest lucru. S-ar putea ca în timpul orelor să aibă temperatură un copil. De am spus, cabinetele medicale ar trebui, într-un fel sau altul, să fie punct permanent acolo. De acord, dar putea să vedeți perspectiva infrastructurii. Gândiți-vă că suntem într-un stat de învățământ, în ultimii 30 de ani s-au tăiat, cu excepția anului acesta, s-au tăiat norme didactice ca urmare a unui, să zicem, fapt real, faptul că numărul de elevi a scăzut, da? Dar în afară de acest lucru, s-au tăiat personalele didactice, asta înseamnă îngrijitori, asta înseamnă femei sărici, înseamnă zona de personal medical. De ce? Pentru că există o subfinanțare a învățământului preuniversitar și în general a profesorilor universitari și a învățământului în general în România. Unele școli sunt și apropiate ca și geografic. Puteți face un cabinet pentru 3 școli. Da, ideea este că facem un cabinet pentru 3 școli, și, dar acolo ar trebui să zicem 3 persoane, 3 asistente, da? Ceea ce iar ajungem în zona finanțărilor. În zona rurală nu există cabinete medicale, există numai în zona urbană. Medicina școlară este în zona urbană la municipiul 2 municipii Timișoara și Lugor și în zona urbană a celorlalte unități de învățământ care se găsesc în orașe. În zona rurală nu există și în această perspectivă sprijinul vine din partea de sănătate publică pentru că trebuie să ne asigure personal medical la intrarea în școală prin medicul de familie, prin medicii de familie, prin colaboratorii acestora, prin persoane detașate. N-ar fi rău, asta discutând cu dumneavoastră, mi-a venit în minte ideea de a distrage de SPO pentru a forma, în definiția urmei, profesorii de sport care au și abilități să facă niște cursuri de prim ajutor, biologia, anatomie, să facă niște cursuri de astea de inițiere, tocmai în ideea de mai ales pandemice, din asta de specifică. Se pare că nu scăpăm de acest virus. Exact. Pe multe ani am rezolvat foarte multe în perspectiva asta, pentru că profesorul de sport este implicat, este activ, știe să reacționeze în astfel de situații și cu siguranță, uite, ideea asta o să o și transmit. Apropo, cum va fi ora de educație fizică și sport? Aici ați luat niște măsuri și pentru ea? Nu ne-am gândit la acest lucru din perspectiva ce discutăm. Că nu poți să faci ora de sport cu masca pe față, clar. Nu, atât timp cât va permite, cu siguranță se va ține în aer liber. Dacă ai o curtea școlii, cu siguranță ai distanțare fizică atât cât ai tu. Și mi-aduc aminte în anii când făceam ore de sport mic, fiind, eu știu, la gimnaziu, învățam să păstrăm, să facem formația, să păstrăm distanța între noi, să ne luăm distanța față de cel din față. Știți că aveam bromocen noi pe vremea aceea, țineți minte? Era un dezinfectant, ceea ce contează foarte mult. Da, e adevărat. Ne întoarcem la epoca bromocetului. Da. Deci, cu alte cuvinte, ora de sport s-ar susține în curtea școlii, ar fi un lucru bine, dar să nu uităm că vine vremea. Vine iarna, asta mă gândesc. Și vorbim de infrastructură în zona... Și vorbim iară de un vârf epidemic. Și de la infrastructură, vreau să vă spun că lipsa sălilor de sport este bine cunoscută. E o criză la nivel național. Și în această perspectivă, sigur că... Am remarcat-o în acțiunile noastre. Paralelo, probabil că o vom transforma fie într-o oră de matematică pentru clasa 8-a. Măcar pentru o oră de întâlnire cu campionii noștri de educație și cultură sportivă. Măcar atât să putem face. Cu siguranță va întâmpla acest lucru. Bine, domn profesor, mulțumesc frumos. Clar, ceea ce vorbim astăzi e valabil astăzi.
Din păcate, trăim într-o epocă în care e valabil doar ce trăim acum, totul se poate răsturna de la o zi la alta, să dea Dumnezeu să nu trăim în un vârf cumplit, să ne relaxăm, să lumea să fie un pic mai civilizată și mai responsabilă, părintele să nu mai pledeze cu atâta vehemență și inconștiență pentru învățământul online. Eu sunt unul dintre promotorii și susținătorii învățământului face-to-face. Da. Nu ai cum să creezi magia cu profesorul tău decât așa. A spune că e și o oportunitate pentru a inova. A inova în contexte delicate și diferite. Da. Pentru că asta este așa e situația și la această situație să găsim soluții. La această realitate să găsim soluții și soluțiile sunt pe cele câteva care le-am discutat noi aici și cu siguranță sportul este una dintre soluții. Ne menține activ, ne menține implicați. Și cu siguranță educația prin sport este una dintre valorile la care ține foarte mult. Eu aș vrea, până vom începe școala efectiv și până vom începe și noi acțiunile comune, aș vrea un pic să ne susține și cred că n-aveți nimic împotrivă, printr-o comunicare, prin circulare sau prin cum considerați dumneavoastră, să anunțați directorii și profesorii de educație fizică și sport, că noi am vrea să deschidem o nouă ediție a campaniei noastre, Școală și Sport se poate, da, se poate, identificarea copiilor care au avut în anul precedent școlar note foarte bune la școală, peste media generală 9, dar în același timp și merite sportive. Și să anunțăm această deschidere de o nouă serie de cel puțin 10-12 elevi. Două luni de zile de acum încolo să identificăm, să-i selecționăm împreună și poate să-i și bonificăm într-un fel sau altul. De acord, dumneavoastră aveți sprijinul meu, al colegului nostru, Bebe Osain, nu se pune problema, cu siguranță avem foarte mulți copii care... O să vă pregătim un material pe care să-l trimiteți în atenția dumnealor, mai ales că, iată, asta se poate controla pe online, poveștile de succes al acestor copii ne pot parveni pe e-mail, deci nu trebuie neapărat să ne și întâlnim fizic cu acești copii. Iar pe 10 septembrie, să vă notați în calendar, la Muzeul Satului din Timișoara, facem lansarea revistei Născut pentru Sport, Județul Timiș. Mulțumesc foarte mult pentru... O zi frumoasă și nu vă las până nu rostiți după mine sloganul campaniei noastre permanente: Eu sunt născut pentru sport, iar voi trimiteți copiii la sport. Eu sunt născut pentru sport, iar voi trimiteți copiii la sport. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc!